Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Este ora 7:50 dimineața și mergem către București, mai exact către TCM Tuning. Mergem la Dragoș să facem stage 1 la acest golf. Este golful unchiului meu, este un Golf 7 din 2014 cu motorizare 1.6 diesel, 105 cai în 5 trepte. Sunt aici și cu verișorul meu. Salut. Și o să mergem împreună la Dragoș. O să facem softul, iar apoi o să spălăm mașina. Mai avem puțină treabă prin București și ne întoarcem acasă. Puneți pauză chiar acum la clip și lăsați în comentarii câți cai credeți că o să scoată mașina după soft. Deci mașina are acum 105 cai și puneți pauză și scrieți câți cai o să scoată. Oamenii de acolo sunt foarte serioși și vă recomand. La ei mi-am făcut și softul la Clio. Oricum, dacă vreți alte detalii, aveți jos în descriere site-ul lor. Vă băgați mașina acolo, vedeți valorile exacte și prețul la fiecare stage. Mașina asta are un consum super bun, deci de când am plecat din Bușteni am 4.8 și am mers cu 130-140, ceea ce e super, super mișto. Acum suntem pe autostrada Ploiești-București, așa că ne vedem mai încolo. Gata, ieșim și de pe autostradă. O să iau pe centura Bucureștiului. A fost ceva trafic pe autostradă, dar oricum am venit super bine. Mașina trage ok a întâia și a doua cât de cât. Dar n-ai, mamă, uitați ce era să intre în ăla. Uitați, în blană, a treia. Mașina face viteză așa, dar nu spectaculos. Adică nu simți o putere măricic așa, dar sunt sigur că după soft va fi fix ce trebuie. Ne vedem mai încolo, mai am vreo 15 km, dar ne vedem înainte să ajungem. Exact de ce mi-era frică, l-am scăpat. Uitați ce e pe centura Bucureștiului, haos, e bară la bară, se merge super nasol, dar oricum avem timp să ajungem. Aici o să ieșim de pe centură, o să intrăm un pic pe autostradă și o să vedeți TCM-ul pe partea dreapta, am impresia cum mergem noi acum. Ne dăm jos și o să revenim cu detalii. Se vede aici frumos cu o cafea și cu Cristian o doză de suc. Știți cum arată aici, că am mai fost. Îți place scaunul ăsta? Normal. E fain, nu? Mhm. Adică când te pui pe el, se lasă așa un pic în spate, știi? Ca să aibă efectul ăla, știi? Da. E mișto. Mhm. Uitați și mașina acolo. O să o băgăm imediat. O să-i fac diagnoză, dyno, soft și iarăși dyno. Dar o să vedem pe parcurs. Bun. Începem cu niște... Bănuiesc că facem o diagnoză, nu? Evident, toate mașinile beneficiază de diagnoză. Să ne uităm un pic sud. Ok, mașina tocmai ce și-a făcut o regenerare în drum spre noi. Da. Valorile din DPF sunt foarte bune. Să ne uităm în relanti și la injectoare. Stăm bine și aici. Cantitatea de motorină injectată în relanti. Bună și ea. Bun, și acum să verificăm în mers, înainte de a face orice, să verificăm turbina. Ok. Plec? Da. Deci injectoarele sunt ok, nu? Da, totul e ok până la acest moment.
Treapta 3 și talpă. 3-3-3-3-3, talpă, talpă. Talpă, 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 talpă. E diesel asta, nu știu ce face. Suficient, ne întoarcem pe unde putem. Cu ce presiune merge stock? O motorizare de asta. Aproximativ 1,4 bari, iar cu tot cu tuning nu vom depăși 1,6. Am înțeles. O modificare relativ light pentru un stage 1. Ceea clasic. Ce și vom face mașinii. Da. Deci dieselurile merg cu turbina mai mare ca benzina. Presiune mai cu mare. Presiune mai mare. Da. Dieselurile moderne în primul rând pentru a face o regenerare mai eficientă a filtrului de particule. Ah, am înțeles. Și știu că nu mai faceți la mașină mai vechi de nu știu cât timp, nu? Adică că de-aia de 10 treba. Ani. De 10 ani, nu? În principiu nu mai facem soft, din motiv că mașinile sunt destul de uzate, exact. Cu diverse probleme, din păcate pentru proprietari. Le indicăm întâi service-ul dacă este cazul și după verificare temeinică și o reparație temeinică, dacă e ok totul, da. Dacă totul este ok, așteptăm din nou la noi. Am înțeles. Bun, lasă mașina aici, de aici preiau eu tot. Fabricație 2014. 14.
drive-test cu Furia Blumarin Turbo. Poți să plec? Da, sigur. Și aș vrea să știu părerea ta, ca și utilizator al acestei mașini, cum ți se pare după tuning. Sigur. Poți să-i dau și un 2? Și un 3, sigur. Se simte. Urcă și mult mai liniar acum. Înainte să dea un cuplu, adică doar la plecare așa un pic. Știi, când intra turbo și după... Întorc aici? Nu, mergem pe stradă. Okay. Mașina, într-adevăr, trebuie să fie mult mai liniară. După 3500, unde puterea pe original se plafona, acum este continuă și susținută, aș putea spune, până în zona de 4200 de turații. Da. Mult mai bine în acest moment pentru depășit. Nu mai este nevoie să mai retrogradăm sau să schimbăm alte trepte. Da, da, poți să urci direct acum. Poți să urci direct. Chestia asta cu, scuze-mă că te întreb, cu se mai lasă softul și astea sunt valabile? Chestiile astea că mai simți? Și da și nu, aș putea spune. Deosebi aș opta pentru nu se mai lasă softul, da, pentru că mașina are deja o fișă dinamometrică. Dar aș putea spune mai degrabă că utilizatorul se reobișnuiește cu mașina și o descoperă, caută punctele în care mașina va trage cel mai bine și o va exploata în tocmai. Am înțeles. Sunt într-adevăr și niște calculatoare aici, nu? În față. A, în față? Mergem. Nu, no, răspunde instant acum, adică... Da, e foarte bine. Suntem totuși în oraș, să nu ne mergem pe autostradă și o putem exploata până la viteza de 130, cât este legal în România. Ai voi și peste un pic, 9 km. Deci noi vom merge până la 139 acum. Ne întoarcem și mergem către centură. Nu știu cum să zic, la 140 zici cam 100. Da, da, da. O mașină cu calitate premium, tool, da. Foarte bine antifonată, nu dă senzația de viteză. Facem o accelerație până în 4000 de turații. O să constatăm că mașina trage susținut, da. Nu mai are sincopă de putere cum a avut pe original. Gata, că am atins viteza imediat acum. Da. Nu, e altceva, adică chiar... E bine. E ce trebuie. Da. Practic, aș putea spune, era ce lipsă. Da, corect. Suficient pentru un motor de 1.6, răspunsul este foarte bun. Mai ales acum, dacă... Pe domnul să mergem cu el la vama. Nu era pregătit. Știi unde mașina asta când plecai cu familia, cu bagaje, cu astea, atunci se simțea, știi? Atunci gâfâia părerea. Aș putea spune că este sindrom de motor mic. Motor mic, da. Da, un motor mare... Corect. Un motor mare chiar dacă are cai puțin, dar adică... Chiar dacă are cai puțin, merge sus. Da. Nu, are chinu. Resurse suficiente. Un motor, cum îmi place mie să spun, cu plămâni. Da. Motor mare cu greu, nu neapărat cu greu, dar mai rar îi atingi puterea lui maximă. Tot timpul mergi în zona intermediară de putere, care acel motor poate dispune oricând de ea, da. Pe când un motor cu cilindrie mică merge tot timpul în valoarea lui maximă și orice kilogram sau orice persoană în plus o simte, atât în demaraj cât și în consum. Astea sunt limitate și la viteză? La viteză maximă. De obicei motoarele mici nu sunt limitate, iar aș putea spune că motoarele mici nu ar trebui exploatate la viteza mare. La cel viteza puțin pe o distanță lungă, nu? Pe o distanță lungă. Motorul mic ar trebui să aibă doar repriză. Atât. După care ar trebui să se ducă undeva în zona lui de confort. Caroseriile de-a lungul vremii s-au mărit din ce în ce mai mult, țin din ce în ce mai mult la vânt, presiunea pe motor fiind din ce în ce mai mare. Cu toate că în timp s-a îmbunătățit aerodinamica mașinii, au apărut tot felul de carene în spoilere, încât să direcționeze aerul, fluxul de aer corect pe care mașina îl întâlnește, dar mărimea n-ai ce să-i faci, toate mașinile din ziua de astăzi au crescut. Ce înseamnă un Golf 4 în 2000 și ce înseamnă un Golf
7 ca și dimensiuni. Corect, o să corect. Găsim câțiva centimetri și în lățime și în lungime și da. Lățime mai peste tot. Să-i facem loc domnului cu A6 care volanul vis-a-vis. Mașina e de Anglia. Nu vreau să intru în subiectul ăsta că n-are sens să intrăm în da. Ea, dar o mașină a, și intra, dar, da. E un pic mai greu de condus. Mamă. La noi. A doua e senzațională și chiar aș putea spune eu chiar și dreapta 4. A patra era moartă înainte, deci chiar am impus o stradă. Este destul de vioaie mașina, da. E destul de jucăușă, nu este nicio mașină foarte grea. Da, nu știu cât are, cred că 1400. De 1300-1400 de kilograme. E ok. Și acum, dacă poți să ne spui și nu câteva cuvinte după drive testul ăsta, ca și diferențe, cum... Păi, gen simt acum a patra ca și cum ar fi o... Treapta 3, să zicem. Cel puțin. Cel da, puțin. Deci fără, ăsta e senzația mea. Și ți-am zis, pleacă mult mai liniar acum. Înainte și a doua trăgea un pic la început, când făcea boost probabil, și după se calma. Acum chiar până în 4000 da, mașina trage... cu 3000 de turații se observă și pe fișa dinamometrică, se plafona și plafona puterea este limitată. Da. Motorul fiind într-o continuă dezvoltare, în generațiile următoare a mai avut câțiva cai în plus, de exemplu pe Passatul B8, motorul de 1.6 are 120 de cai. Declarați și obține chiar un pic peste, da, obține, un pic peste. Da, motorul poate să meargă chiar peste valoarea declarată. Dar ce vreau să te întreb, sunt mașini, adică depinde din fabrică, poate asta a venit, a scos 107, alta scoate 105 fix sau 104. Sunt diferențe de la mașină la mașină sau bineînțeles, diferențele sunt în funcție de usură, de calitatea combustibilului, dacă pui o motorină mai slab calitativă sau o motorină premium. Da. Adică, practic, mai avut grijă de ea, mai pe scurt. Evident, trebuie servisată la timp și cu lucruri de bună calitate ca să prelungim viața motorului. Dar, în aceeași măsură, puterea motorului este dependentă și de condițiile atmosferice. De exemplu, umiditate, presiune atmosferică, temperatură exterioară și așa mai departe. Da. Este direct dependentă. În jurul acelei, în jurul valorii de fabrică declarate, trebuie să ne învârtim cu puterea undeva la plus minus 5%. Dacă aceste valori sunt depășite, ceva este în neregulă. Mașina în primul rând trebuie verificată, ulterior venit da, din punct de vedere citurii. Tehnic și după. Exact. Am înțeles. Exact. E ce trebuie acum. E ce trebuie. Ne bucurăm că am mai făcut încă un client fericit. Da. Așa ne dorim ca mulțumesc fiecare frumos. Client să fie mulțumit când pleacă de la noi. Am plecat și de la TCM. Haideți să depășim camionul ăsta. Deci uitați cum trage mașina acum. Uite, cum e Cristian? Tare. Se simte? Te bagă cu totul în scaun, nu? Păi. Deci e total diferită mașina. Chiar trage acum în orice treaptă. Hai să fac și un 1. Uite. Deci a doua e fenomenală. Uitați cum trage. Și a treia frumos liniar. Chiar e ce trebuie. Ia uita-l mă, băgame. Acum mergem să spălăm mașinuța, că e murdară. Iar apoi o să mergem să mâncăm și noi ceva și după mergem acasă. Mamă. Cum e Cristian? Șmecher. Altceva, nu? Normal. Ai auzit ce patinează acum? Ce patinează? Te bag cu totul în scaun, nici nu știi când. Păi. Și am ajuns și la spălătorie. E ceva coadă, 1, 2, 3, 4, sunt vreo 5 mașini în față, cred. Dar o să stăm pentru că o face super bine aici. Vreau să vă mai arăt o cameră Night Vision. Ce face această cameră? O pui aici pe bordul la mașină și vezi noaptea cu ea foarte bine și te ajută foarte mult să vezi noaptea, nu știu, dacă ești pe stări sau drumuri întunecate, să vezi oameni, animale, să nu lovești și plus că și înregistrează, face poze, e Full HD 1080p la rezoluție înaltă și pe ceață se vede super, super bine, e ceva foarte mișto.
Aveți jos link în descriere dacă vreți să vă cumpărați, intrați la ei pe site și vă dați comandă. Haideți să vă arăt un pic și ce conține cutia, iar apoi o să las niște imagini noaptea să vedem cum se vede. Oricum își merită banii, este în jur de 500 de dolari cumpărată de afară plus transport. Se deschide ca pe o cutie de iPhone. Firma este Lenmode, aveți aici site-ul lor. Și scrie aici Night Vision System. Haideți să vedem ce avem aici. Avem un burete. Aici este ceva de cauciuc care se pune pe bord aici să n-alunece. Un manual de instrucțiuni cu tot ce conține pachetul. Hai să scoatem. Avem aici camera. Este nou-nouță. Ia uitați cum arată. E șmecheră rău, nu? Aveți aici camera pe spate. Puteți și să vedeți filmă sau poze. Da, și noaptea vezi super bine, știi? O pui aici. Și când conduci te uiți de aia, știi? Avem aici butoanele de pornit și alte setări. Și mai este aici o cutie separat. Să vedem ce avem. Avem aici un... dacă vrei o ventuză. Da, pe parbriz. Da, dacă vrei să pui pe parbriz. Super mișto. Haideți să vedem ce mai avem. Iar aici într-o altă funguță avem aici un cablu, bănuiesc că de alimentare. Încă un cablu. Da, uitați, aici este bricheta care se bagă la priză aici, la mașină și încarcă, dă curent la cameră. Mai avem acest suport care vine pe cauciucul ăsta, se bagă aici, pui camera, o pui aici și o pui pe bord, super mișto. Și mai avem o șurubeniță super drăguță care probabil se strânge camera pe plasticul ăsta. Da, deci asta este camera, v-am arătat-o, e super mișto, repet, se vede pe timp de noapte super bine, te ajută enorm. Cine vrea să-și o cumpere, aveți jos link în descriere. De Câmpina și mergem acasă. Cam asta a fost tot clipul pe ziua de astăzi. Nu uitați să vă uitați în descriere la camera asta Night Vision. Și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canal, să-mi dați un follow pe Instagram și noi ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Pa!